ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit din nou la Subiect de Presă. Stăm oare pe un butoi de pulbere privind sănătatea românilor? Subfinanțarea este cert, a depopulat sistemul de medici și cadre sanitare. A scăzut dramatic calitatea actului medical. Și din păcate, curând vom avea consecințe. Titlul nostru de astăzi, așa cum vedeți, este Sănătatea pe jar. Este dată de colegul nostru de platou, Mihai Golescu, directorul cotidianului Argeșul. Bună ziua, domnule Golescu, vă salut pe dumneavoastră. Bună ziua, salut și eu telespectatorii și pe invitații noștri, pe care bănuiesc că îi și prezinți. Invitații noștri de astăzi, pentru acest subiect, sunt, doamnelor și domnilor, doamna deputat Simona Bucura Oprescu, deputat PSD. Bună ziua, bine ați venit, doamna deputat. Bună ziua și bun găsit dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Dumneavoastră ați avut de altfel în această săptămână chiar o declarație în plen și vom discuta imediat privind greva din sănătate de la această oră. Și cel de-al doilea invitat astăzi este prima dată la noi în platou. Iată domnul general Ioan Sârbu, fost șef al Direcției Medicale din Ministerul Apărării Naționale și al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central. Bună ziua, domnule general, bine ați venit. Salut, mâna, bine v-am găsit. Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră și mai ales poporului argeșan, pe care îl iubesc și la care mă gândesc cu prețuire. Da, vreau să le spun ceva telespectatorilor. Sigur, nu această calitate sunteți astăzi aici. Invitații noștri de astăzi sunt și viitori candidați la Parlamentul României, din partea PSD, evident, și din partea PNL. Nu aceasta, repet, este calitatea dumnealor astăzi, ci astăzi sunt personalități cu legitimitate în a-și exprima opinia despre starea sistemului sanitar din România. Domnule Golescu, vă las pe dumneavoastră pentru prima întrebare. Adică să mă perpelesc pe jar sau să-i perpelim pe invitații noștri? Pentru că ne interesează foarte mult subiectul acesta. Ce facem cu sănătatea? Vă mărturisesc, stimați telespectatori și stimați colegi de platou, că uneori mă gândesc cu groază că dacă ajung la spital, dacă mă îmbolnăvesc, exact, ce se întâmplă? Și pentru că nu este o emisiune electorală, exact, nu este o emisiune politică, am vrea să-mi punem mâna pe dumneavoastră să-mi iertați termenul puțin așa mai vânătoresc. Să aflăm cum gândiți, pentru că să spunem popor că dacă vrei să vezi ce fel de om este cineva, dă-i puterea să vezi ce face cu ea. Domnule general, închipuiți-vă că aveți puterea, că ați câștigat puterea la Argeș și în țară și ați fi prim-ministru, hai să zic ministru de la medicină, că sunteți un om care ați făcut și faceți medicină. Cum Dumnezeu a spune sistemul ăsta să și funcționeze, Dumnezeu, nu merg în halul ăsta? Domnul Golescu și stimați telespectatori, sunt soluții, numai că noi trebuie să apelăm la ele. Soluțiile, până mai de ună zi, după cum ați observat și dumneavoastră, mă refer la guvernele anterioare, oricare ar fi fost ele, nu s-au dovedit a fi dintre cele mai corecte față de cetățeni și cele mai eficiente. Repet, vedem bine de 26 ani că n-au făcut. Ce facem? Nu intrăm în păcatul de a da vina pe alții. Însă, ceea ce știu astăzi este că eu însumi, fiind extrem de implicat în ceea ce privește sănătate și cred că mai nobil și mai generos pe lumea asta decât a oferi sănătate, nimic nu poate exista în ceea ce mă privește, evident. Dar vreau să vă spun că sănătatea, ca fiind bunul cel mai de preț al fiecăruia dintre noi, evident că fiecare dintre noi îl prețuim. Eu, ca medic, implicat în actul medical, nu sunt un spectator care nu a fost implicat direct. Însă, viața mi-a oferit și șansa să fac administrație. Am observat, fiind implicat atât în actul de comandă, cât și în actul medical, politicile de sănătate care efectiv ne constrâng pe noi medicii să oferim pacienților noștri, ceea ce evident că merită cu prisosință. Și atunci este și motivul pentru care am ales această cale. Am fost până mai de ună zi medic militar. La calea politică. La calea politică. Ideea de a candida, pentru că, da, vedeți dumneavoastră, în actul de comandă, în a promova soluții de îndreptare a sistemului vorbesc, soluții de însănătoșire, că până la urmă despre asta vorbim, are și el nevoie de sănătate, nu poți să o faci de pe poziția de manager sau de comandant sau orice ai fi. Trebuie să fii implicat acolo unde se fac politicile de sănătate și să vii cu soluții concrete. Iar pentru asta, eu ieri chiar am fost în comuna Oarja și în comuna Bradu. Vreau să vă spun că primul lucru
Prima mea oprire a fost în cabinetele medicale. Și că nu mai mirosea petrol, că am terminat cu petrochimia, da? Da, nu mai mirosea petrol, ceea ce e rău. Sugerați dumneavoastră, sărăcia. Sigur. Sărăcia care nu face altceva decât să distrugă, să distrugă sănătatea, să ne distrugă viața tuturor. Ori toate acestea s-au întâmplat spre nefericirea noastră și a poporului datorită guvernelor anterioare. Dar în programul Partidului Național Liberal. Haideți să vă întreb, domnule general, vreau să vă întreb așa. Noi am identificat ca jurnaliști un singur resurs a răului, subfinanțarea sistemului de sănătate. Punct. De aici vin în cascadă toate celelalte. Există o soluție, vom vedea în momentul dacă veți reuși să ajungeți parlamentar, vom vedea ce faceți. Însă, dumneavoastră ați identificat o altă sursă a răului pentru starea sistemului de sănătate? Subfinanțarea este doar una dintre ele. Care din punctul meu de vedere, pot să vă spun că astăzi în sănătate sunt bani foarte mulți, sunt prost administrați, doamnă. Și din nefericire... Și pe vremea guvernului tehnocrat sau numai pe vremea PSD-ului? Prost gestionați cum? De ce? Prost direcționați, în primul rând. Banul, bugetul trebuie să urmeze pacientul. Nu se poate altfel. De altfel, legea este foarte clară și este dreaptă din punctul ăsta de vedere, că pacientul are dreptul să-și aleagă medicul și, bineînțeles, instituția medicală în care să se trateze. Astăzi, lucrul acesta nu se întâmplă. Pacienții sunt obligați de cele mai multe ori și direcționați acolo unde și n-au de ales. Acolo unde există interes, există buget generos și așa mai departe. Deci astăzi nu urmează pacientul, ne spuneți. Din nefericire... Doamna deputat, dumneavoastră, în opinia dumneavoastră, credeți că tot asta este cauza pentru care astăzi stăm de vorbă, iată, despre probleme în sistemul de sănătate? Am văzut poziția dumneavoastră de fiecare dată vis-a-vis de starea sistemului de sănătate. Ați susținut ceea ce doresc medicii și am văzut Sanitasul acum respectiv o finanțare mai bună a sistemului de sănătate. Și totuși, în opinia dumneavoastră, care este sursa? În opinia mea, una dintre problemele pe care le avem în momentul acesta este reprezentată și de subfinanțare, fiindcă România în momentul acesta a alocat în ultimii ani și am făcut o comparație pe ultimii 10 ani cu privire la produsul intern brut alocat domeniului de sănătate, între 2 și 4% din produsul intern brut. În fapt, cam $800 pe an pentru un pacient. Ne aflăm, din păcate, încă departe de sisteme de sănătate unde politicile de sănătate se bazează și pe o mai puternică finanțare. În state precum Franța, Belgia și altele, Franța de altfel fiind considerată de către cei care lucrează în sistem și de cei care pot face analize, una dintre țările în care sistemele de sănătate sunt și politica națională de sănătate sunt cel mai bine puse la punct. Însă, pe lângă faptul că prin Casa de Asigurări de Sănătate se face finanțarea sistemului de sănătate, care înglobează atât serviciile, medicamentele, dar și partea aceasta care ține de remunerația celor care lucrează în sistem, de la medici, asistente medicale, personal auxiliar, cei care sunt asimilați sistemelor de sănătate și mă refer la cei care lucrează în direcțiile de asistență socială, de protecția copiilor, la cei care lucrează în direcțiile de sănătate publică, în creșe. Din păcate, în România, dacă ajungem fix la ceea ce primește un om care lucrează în sistemul de sănătate și raportăm la ceea ce primesc cadrele medicale în alte țări ale Uniunii Europene, ne dăm seama că, într-adevăr, veniturile celor din sănătate în momentul acesta în România sunt încă mici. Cu toate că, după cum știți, în 2009, în România, guvernările cărora eu le spun guvernări ciomu, tot plecând de la o situație din sistemul de sănătate, care n-a fost o metaforă până care n-a fost, din păcate, o metaforă ca multe altele cu privire la tăierile din sistemul de sănătate, inclusiv de buget, inclusiv de buget. În 2009 s-a produs acea tăiere de 25% pentru toți cei care lucrează în sistemul de sănătate. În 2012,
atât guvernul Ponta, cât și prin alocările bugetare făcute prin Parlament, fiindcă toate acestea nu pot fi făcute fără un circuit legislativ parlamentar, ei bine, am asistat la o reîntregire și după aceea la o creștere succesivă a veniturilor celor din sănătate. Anul trecut, în luna decembrie, am avut o creștere de 25% pentru cei din sănătate. De asemenea, începând cu 2012, s-a întâmplat un lucru bun, încă nu suficient. Acolo și aici, cu siguranță, domnul doctor îmi permit să vă spun așa, da, sigur, fiindcă mi se pare că... Chiar asta universitar, sunt? Este ca să nu militarizăm emisiunea. Mi se pare că, până la urmă, meseria fiecăruia dintre noi este contează. Importantă, indiferent de statutul pe care îl avem în studio în seara aceasta, în după amiaza aceasta. Ei bine, acea bursă de 150 de euro care s-a alocat pentru tinerii rezidenți, veți spune insuficientă, dar totuși la un rezident care câștiga undeva între 10 și 15 milioane în funcție de specialitatea de rezidenția pe care o alege aici, știu bine tema, fiindcă am în familie și sora mea și cumnata mea sunt încă medici rezidenți și știu bine... Din motivul ăsta v-ați solidarizat cu ei? Nu din motivul ăsta, din motiv că fiecare dintre noi la un moment dat, după cum a spus încă din deschiderea emisiunii, suntem pacienți și că din punctul meu de vedere cei care fac educație și formează omul, cei care decid în raport cu omul, fiindcă sunt magistrați și la un moment dat decizia dânșilor devin de viața noastră și cei care, cărora la un moment dat le ajungem pacienți, tuturor acestora, în România, trebuie să li se acorde respectul de salarizare cuvenit. Prin urmare, acea lege pe care ministrul Rovana Plumb, în perioada în care a fost ministru al Muncii, a lăsat-o în noiembrie 2015 bai, la da, cheie, legea da. Salarizării unitare, eu consider că este foarte importantă pentru România și în același timp consider că în momentul acesta solicitările celor din sănătate care pleacă de la situația ordonanței 20 pe 2016 și de la situația creată de ordonanța 43 pe 2016. Mai puțin cunosc telespectatorii, sunt ordonanțe de guvern care vin cu modificări cu privire la salarizarea în domeniul sănătății. Eu consider că solicitările sunt legitime și revenind la întrebarea dumneavoastră, din punctul meu de vedere și finanțarea sistemului reprezintă o problemă și cu siguranță va trebui corectată. Dacă nu este foarte târziu, mă gândesc la ce... Niciodată nu este târziu. Vreți să interveniți? Da, aș dori să intervin cu scuzele de rigoare. Încerc să o fac cu eleganță, pentru că avem rămâne o doamnă de în dreapta mea, dar eu vreau să vă spune medicul care a fost acolo pe front, stimată doamnă, și a trăit sub guvernarea PSD-istă. Păi dumneavoastră vreți să... Speram din suflet, vă spun, să nu derapați pe această chestiune că a mai dat 100 de euro medicului rezident. Doamnă, așa a făcut și Ceaușescu ca să scape într-o disperare de care ne amintim ce să facem, că ne avem încotro, că vă mai dau 100 de lei. PSD-ul asta a făcut, vă rog să mă lăsați, eu n-am intervenit, numai dar este rușinos. Îmi place discursul liberal. Sigur ați început da. Ca și ceilalți. Dați drumul înainte, domnul general. Nu, chiar nu vreau să o fac, dar este rușinos. Noi v-am întrebat, e așa de proastă treaba cât e evident. Coordonez medici rezidenți și partidul. Care e oful dumneavoastră? Dumneavoastră sunt convinsă că din punct de vedere profesional... Nu este așa, este incorrect ce spuneți. Este incorrect ce spuneți. Pentru că 100 de lei la un om care... Nu, vorbim de 150 de euro. 150 de euro. Și în același timp, în momentul acela eram în USL. În momentul acela eram în USL. Ministrul Sănătății, la momentul respectiv, era domnul Nicolaescu, un liberal de-al dumneavoastră. Și cred că ar trebui să aveți proprietatea cuvintelor și să nu vă supărați atât de tare. Oare că siguranță. Eu am proprietatea cuvintelor. Se pare că PSD-ul nu are proprietatea faptelor. Nu. Noi avem atât proprietatea cuvintelor cât și faptelor. Eu vreau să le spun la telespectatorii... Domnul general, 150 de euro bursă pentru medicii rezidenți a fost acordat de guvernul Ponta. De când le-ați oferit 150 de euro, câți rezidenți au plecat, doamnă, din țară? Că despre asta vorbim.
Susținerea parlamentară. Au plecat pentru că i-ați îndepărtat, stimată doamnă. I-ați alungat pur și simplu. Ei vor să trăiască aici, să facă medicină aici, să-și trateze semenii, prietenii, părinții și copiii aici în țara lor. Eu vă întreb ce ați făcut dumneavoastră și doamnă, PNL-ul pentru asta. Eu vreau să le cer... Nu m-am supărat, m-am supărat că am sperat din tot sufletul să nu aduceți în discuție această chestiune care a fost o umilință, doamnă, la adresa medicilor rezidenți. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că Partidul Național Liberal, vedeți, în programul său, de asta s-a axat pe problemele de sănătate. Sănătatea, până la urmă, rămâne și este bunul cel mai de preț al fiecăruia dintre noi. Noi suntem de acord cu fiecare dintre dumneavoastră toate corecțiile trecutului. Și intrăm în contradicție cu fiecare dintre dumneavoastră. Am și o întrebare pentru colega mea de emisiune. Cum face să-i scoate din registrul electoral? Că mă tem că... Eu nu sunt în registrul electoral și face plăcere să facem un sondaj. Să știți, mă iertați că nu sunt în registrul electoral. Eu sunt medic și vin de pe front. Ce a făcut PSD-ul? Înțelegeți dumneavoastră, eu am suferința medică. Stimați invitați, noi ne bucurăm că în Subiect de Presă, sigur, naștem asemenea discuții care până la urmă mai trebuie aprinsă, să facă da? Bine. Aprinsă, era vorba de jar. Bine. Era sănătatea pe jar. Până una alta nu trebuie să uitați niciunul dintre invitații noștri, cu același respect vă spunem că, într-adevăr, starea sistemului de sănătate din România o tot legăm de starea de guvernări și de politică. Nu mai vrem să facem acest lucru. Noi am invitat aici două personalități care au legitimitate dumneavoastră pentru că veniți din sistemul de sănătate. Este adevărat, din sistemul medical militar. Cu atât, unde mai, există, mult, cu atât mai mult că e organizat. Există, nu ceea ce o casă de asigurări de sănătate, ci o casă de asigurări de sănătate un pic mai specială. Speram să ne spuneți dacă acolo e un pic mai bine sau nu. Am să vă spun, sigur că da. Doamna deputată are de asemenea legitimitate pentru că a avut foarte multe intervenții și are 4 ani în spate de când discută despre acest subiect în comisiile în care dumneavoastră merge. Că și de aia s-a aprins. Da. Aș vrea să vă spun. Din urmare, starea sistemului de sănătate este foarte proastă. În acest moment suntem de acord cu toții. Indiferent ce am fi făcut unul sau ceilalți pe partea politică, pe noi ne interesează că suntem în Argeș, vă rog. Și ați văzut că în Argeș au fost atâtea derapaje, plecând de la situația bebelușilor, trecând prin o mulțime de alte situații cu DSP-ul și cu altele, știți foarte bine. Argeșul este un punct nevralgic, sensibil. Da? Sensibil pe harta sănătății din România. Ăsta este motivul pentru care cerem opinia dumneavoastră. Da? Aș vrea să îmi dați posibilitatea să o fac, pentru că eu sunt racordat la problemele de sănătate ale județului Argeș. Înainte de a veni la dumneavoastră, dar cu mai mult timp în urmă, m-am informat. Eu, sigur, s-au pus și întrebări de genul ce caută doctorul Sârbu în Argeș. În primul rând, că eu sunt foarte atașat de județul Argeș. În tinerețea mea am făcut stagiu de practică medicală în Spitalul Militar Argeș. Să știți că Argeș. Nu v-am întrebat asta. Noi ne bucurăm că sunteți. Nu este tema emisiunii, noi ne bucurăm și de-aia v-am Problemele județului Argeș sunt problemele națiunii până la urmă. Exact. Nu sunt. Este foarte adevărat că au fost câteva discuții și care au adus sănătatea județului Argeș în gura tuturor. În gura tuturor, dar... Și nu foarte bine. Uitați, ieri, de pildă, am fost, și ăsta este rolul meu pe care mi l-am asumat în cadrul Partidului Național Liberal, să vin cu soluții. Am fost în două dispensare, vă spuneam, adineauri. Și noi ce suntem preocupați, ați vedea, de exemplu? Suntem preocupați, în primul și în primul rând, să rezolvăm această verigă a medicinii rurale. Medicina rurală. Iată vreau, un punct, vreau dar, să vă spun că spitalele, este o constatare a mea de manager, da, în care în sfârșit m-am zbătut să pentru că e la pământ, cum mi s-a părut la Oarza, da, și la Bradu, este e la pământ. Vreau să vă spun că am un sentiment așa de neplăcut, parcă m-am întors în timp cel puțin 20 de ani, dacă nu mai mult. De aceea avem proiecte pentru asta, Casa Medicului. Eu pentru asta militez teribil de mult, pentru că am găsit situația care am găsit-o în Bradu și în Oarja, o putem multiplica în toate comunele și au fost făcute de câțiva ani, iertați o clipă, domnul doctor, au fost făcute acum câțiva ani niște case de asistență medicală, mai funcționează, una era pe la Cătească, nu știu dacă la Bradu și la Oarja sunt, dar au fost făcute și nu era ideea în continuare să dezvoltăm așa ceva. Este foarte bună. Tocmai de aceea, Partidul Național Liberal, în programul său de guvernare,
și sper ca cetățenii județului Argeș să ne aducă în această postură de a guverna, pentru că noi avem pentru sănătatea rurală, avem proiectul Casa Medicului. Instituția Casa Medicului pe care vrem să o promovăm. Ce înseamnă asta? Nu doar casa unde să locuiască medicul ca să poată să rămână într-o localitate, deci are nevoie de condiții. Da, să rămână în țară, să nu mai plece. Să rămână și să trăiască alături de pacienți și între pacienții lui. Apoi, în Casa Medicului trebuie să existe un laborator de minimă investigație, o hemogramă care apoi trebuie să... Nu mai intrați în amănunte. Altceva în afară de ideea asta pe care în afară, mergeți... În afară de această care... idee, da. Medicul de familie. Medicul de familie, din nefericire, guvernele din ultima vreme, pe medicul de familie l-au transformat pur și simplu într-un funcționar public. L-au deprofesionalizat. Nu se poate așa l-au ceva. Birocratizat. L-au birocratizat. E foarte adevărat și apoi, tot pentru medicina rurală, Primele majorări de salarii și sporuri trebuie direcționate aici. Spitalele României astăzi sunt, mă scuzați, supraaglomerate din această pricină că pacientul fuge și îmi doresc ca în Argeș să nu mai medicul cel mai bun și spitalul cel mai bun să nu mai fie considerată autostrada București-Pitești. Da. Noi putem să creăm pârghile și un sistem de sănătate care să dea satisfacție pacientului la el acasă. Doamna deputat, și dumneavoastră trebuie să aveți o opinie vis-a-vis de asta. Nu sunteți reprezentanții, o spun încă o dată, pot să reprezentanții pun o întrebare guvernelor. Suplimentară, doamne deputat? Da. Concret. Exact, la concret. La concret. Am văzut declarația de ieri din Camera Deputaților. Am văzut solidaritatea pe care a avut... Nu de ieri, de pe 1 noiembrie, probabil. De la de marți. De marți. Da. De marți. Da. Da, ieri, 1 noiembrie, azi da. E joi, da. 3 noiembrie, da. Corect. Deci de marți. Am văzut solidaritatea asta și nu în prima dată, de mai multe ori. Dar ieri m-am întrebat dacă sunteți solidari, ați fost solidară cu doctorii și ieri, alaltă ieri, dacă la guvernare era Ponta. Cu siguranță da și lucrurile acestea sunt validate odată în plus de toată activitatea mea, care cel puțin pe temele acestea a fost constantă și revenind la întrebarea inițială, aș dori să vă spun câteva lucruri. În primul rând, eu sunt deputat de Mioveni, iar noi în sensul acesta am făcut niște lucruri concrete, fiindcă până la urmă primul spital după 25 de ani, care se construiește în România ca inițiativă și cu susținere de finanțare de la bugetul Unității Administrative Teritoriale, este la Mioveni. Iar la Mioveni ne dorim ca la sfârșitul lui 2018 să finalizăm un spital care să fie cu adevărat la standarde europene și păi care tot să... capitala Piteștiului acolo, care să reprezinte din punct de vedere al serviciilor medicale pentru cele două platforme industriale importante pe care le avem la Mioveni și mă refer aici la uzina Dacia Renault, care produce aproape 5% din produsul intern brut al României și peste 20% anul trecut 25% din exportul României și Institutul de Cercetări Nucleare și platforma de fabrica de combustibil nuclear pe care noi le avem la Mioveni, dar și pentru zona Mioveni pe care noi o estimăm la aproape 200.000 de oameni care vin pentru servicii medicale în Mioveni și cărora dorim să le oferim acest confort a unor servicii medicale de calitate. Așa este, am văzut acest spital. Vreau suplimentar să vă întreb, dar vă gândiți, este încă o clădire dotată foarte bine, dar ce facem că finanțarea sistemului rămâne? Ne-am făcut toate aceste evaluări, de la evaluările legate de acreditare, de laboratoarele pe care da. Va trebui să le avem, de personalul medical pe care, la ce nivel profesional și cum și cu ce pârghiile aduci, din fericire chiar anul acesta, în această sesiune parlamentară, cred că în septembrie, a fost adoptat un act normativ prin care unitățile administrativ-teritoriale, autoritățile locale pot veni cu alocări suplimentare față de remunerația acordată de către spital pentru cadrele medicale în sensul motivării suplimentare a acestora. A fost o propunere a președintelui Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, domnul Florin Buicu, și din fericire s-a bucurat de susținere parlamentară și această susținere a trecut. Am luat în calcul și am făcut toate aceste evaluări. Principala problemă o reprezintă faptul că
Noi am avut și la nivel guvernamental discuții înainte de începerea construcției acestui spital și noi ne-am dorit, am depus atât la Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, cât și la Premierul României. Am fost de câteva ori în audiență oficială cu primarul de la Mioveni, la premierul Victor Ponta, pentru a avea și sprijin guvernamental pentru susținerea acestui spital. În momentul acesta avem o aplicație la Banca Europeană de Investiții, fiindcă ne dorim să finalizăm în parametrii pe care ni-am să pe care că vă teamă că pierdeți guvernarea și, ca de obicei, cum se întâmplă în România, o construcție începută de unii, nu-i continuată de alții, dar v-ați grăbit? Noi am pierdut guvernarea în 2015, dar dincolo de asta, proiectul este asumat de noi, de echipa PSD Argeș, și este asumat în primul rând de autoritățile publice de la Mioveni, pentru un Argeș puternic și pentru un Mioveni puternic, considerând că este o necesitate. Pe lângă asta, cu privire la vulnerabilitățile, deci aveți imediat, noastră, cu privire la vulnerabilitățile pentru care, pe care Argeșul le are, fiindcă nu vreau să trecem cu ușurință peste aspectul legat de sindromul copiilor cu sindrom hemolitic acut, situație cu care ne-am confruntat în lunile ianuarie, februarie și martie, situație care a pus pe jar autoritățile din Argeș și la care, cu toate că au trecut atâtea luni, încă nu avem niște răspunsuri. Și pe această temă eu am făcut interpelări repetate. După cum știți, interpelarea este instrumentul pe care un parlamentar îl are pe principiu constituțional al controlului parlamentar pentru a încerca să tragă semnale de alarmă, dar mai ales a corecta politici guvernamentale greșite. Iar una dintre interpelări a fost pe această temă, iar răspunsul pe care l-am primit, negru pe alb, pot citi chiar din răspuns, de la ministerul, am făcut această interpelare atât către premierul Dacian Cioloș, cât și către ministrul sănătății. Iar răspunsul pe care l-am primit este acela că din analizele de laborator efectuate s-a concluzionat că în prezent nu există nicio legătură de cauzalitate între alimentele suspicionate și copiii cu sindrom hemolitic uremic, întrucât materialul genetic izolat din tulpinele E. coli din alimente de către Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară nu este identic cu cel izolat din tulpinele de E. coli de la copiii cu sindrom hemolitic acut. Și aici încerc să arăt prin ce au trecut toate autoritățile din Argeș, prin ce a trecut agentul economic Brătet din Argeș și cum am dus și din păcate am suspicionat un agent economic autohton, capital românesc. Am pierdut pe toate planurile, exact, de imagine, de sănătate, economic și așa mai departe. Aveți o altă opinie? Că am văzut că vreți să interveniți. Da, vreau să intervin. Vreau să asigur pe doamna deputat că să nu fie îngrijorată că Partidul Național Liberal, dacă va prelua guvernarea, și eu cred că așa va fi, Spitalul Mioveni va fi o prioritate pentru mine, pentru că toate edificiile de sănătate sunt în serviciu. Sper să fie doar o declarație într-o emisiune. Vă asigur că nu. Și la viața mea am construit, am detestat oamenii care au distrus, însă, și chiar și pe cei care n-au făcut nimic, doar au vorbit, pur și simplu i-am detestat la fel de mult, pentru, mai cu seamă, pe aceia care au avut pârghii să o facă și n-au făcut-o. Acum, sigur, la Mioveni este o situație specială, este cunoscută, bugetul local a permis lucrul acesta, dar Partidul Național Liberal se îngrijește. Hai să vă spun ceva, nu este invitat Partidul Național Liberal aici, dumneavoastră sunteți invitat. Okay. Prin urmare, asigur, eu pe dumneavoastră vreau să vă ascult ca medic. Da. Ca medic, doamnă, în domnul chiar și, și mă refer, uitați la un aspect, dacă de cum vă rog, gândiți dumneavoastră, nu, cum gândiți dumneavoastră ca medic, cum ați răsturna sistem, cum ați propune, de exemplu, atunci când ați avea general, posibilitatea. Simon, păi, uitați, finanțarea mai mare. În primul rând, ați spus în mediul rural, foarte bine, suntem de acord cu asta. Case de sănătate, pentru medici, ca să rămână medicii mai mulți. Și de asistență și pentru medic. Casa medicului ca instituție. Să-i motivăm să rămână, sigur, deci că oamenii să rămână aici. Altceva, la ce v-ați mai gândit, că dumneavoastră veniți din sistem? Păi mă gândesc la motivarea medicului să rămână. La salariu, la condițiile, sigur că da. Deci casă, salariu și demnitatea pe care unii au pierdut-o, din păcate. Demnitatea pe care să-i o conferim. Sunt preocupat de pregătirea medicului de familie care să poată să fie în măsură să
să asiste din punct de vedere medical și o urgență și să facă profilaxie? Stați un pic, că avem foarte multe probleme de aici. De aici pleacă și să poată să facă o educație sanitară. Uitați-vă la satele și comunele românești că tinerii, de educația lor sanitară, tinerii sunt sunt practic abandonați. De educația lor sanitară nu se ocupă nimeni. Uitați-vă și dumneavoastră și o spun cu regret că se întâmplă lucrul acesta. Femeile care au devenit carieriste, este un lucru firesc și normal, este o evoluție a societății, după ce se apucă să facă copii, după ce și-au pus la punct cariera. Ori este foarte bine cunoscut faptul că în fiziologia femeii, în capacitatea ei de procreere, după 35 de ani apar mutații. Și atunci există două aspecte. Unu, că este foarte greu să rămână însărcinate, ca să vorbim concret, și ne gândim foarte serios să asigurăm gratuit. Sigur că da, noi ne referim la demografie. Nu vedeți că ne împuținăm pe zi ce trece, pe an ce trece, Institutul de Statistică. Cred că intrăm într-o discuție foarte E complicată, dar concret. Noi susținem, eu susțin așa, și eu să mă bat pentru asta, ca cel puțin 3 inseminări in vitro gratuite, pentru că avem nevoie și mai susțin un examen de lichid amniotic. Pentru că orice familie își dorește să aibă un copil noi sănătos. Noi am vorbit frumos cu dumneavoastră. Dumneavoastră da. Vedeți, se nasc copii care devin povara familiei. Sunt pentru foarte multe probleme, într-adevăr. Aceste malformații trebuie prevenite. Sarcina trebuie asistată. 30 de secunde fiecare dintre dumneavoastră. Sunteți încrezători că totuși se poate întâmpla ceva cu sistemul de sănătate în România? În bine, mă gândesc, doamna deputat, în bine, ce sperăm de atâta timp, nu sunteți prima dată la emisiunea noastră. Eu cred că cu România se poate întâmpla ceva în bine și îndrăznesc să cred în România și cred că asta depinde de fiecare dintre noi. Dar, depășind modul obtus de a vedea lucrurile strict politic și încercând să susținem fiecare acolo unde suntem, un proiect de țară pe care să-l respectăm și mai ales punând omul în centrul activității noastre, în felul acesta încercând să avem o construcție pentru următorii ani în România. Omul, ce mândru sună acest cuvânt, spunea un mare Domnul Sârbuș, dumneavoastră aveți cuvântul de final. Sănătatea face parte din preocuparea mea, iar dacă nu aș fi interesat de ceea ce înseamnă sănătate, n-aș fi aici, n-aș fi în politică. Sunt profesor universitar și mereu le spun studenților mei și îi stărui pe lângă ei să își respecte pacienții și să se instruiască cât pot ei de bine pentru a oferi sănătatea și ca bun cel mai depres, cum spuneam. Dar sănătatea, din punctul meu de vedere, are șanse să se corecteze, să se reabiliteze în contextul în care și din punct de vedere economic noi vom face progrese. Eu sunt un optimist și dacă n-aș crede că pot să fac ceva în domeniul de sănătate, vă jur că n-aș fi aici. Eu am venit în politică și pentru a susține pentru sistemul de sănătate, bănuiesc, eu da? Am de oferit toată instrucția mea și tot ce am acumulat eu ca experiență în domeniul sanitar și vă spun că am foarte puțin deprimit și nici nu vreau, nici nu mă aștept să primesc, dar argeșenii trebuie să înțeleagă că există preocupare în ceea ce privește starea lor de sănătate și eu cred că mă voi bate pentru un Argeș frumos, dar mai ales sănătos. Argeșul știe că are susținerea cel puțin a presei în privința subiectelor de presă pe care, iată, de fiecare dată împreună cu ziarul Argeșul, Antena 1 încearcă să le aducă pe cele mai importante în fața dumneavoastră. Sănătatea noastră este în continuare pe jar, așa cum am spus, doamnelor și domnilor. Un rezumat, aș spune așa, cochetez de fapt, nu-i așa, domnule Golescu, mâine în ziarul Argeșu, vis-a-vis de ceea ce am discutat în această emisiune, măcar temele de bază. Și speranța mea, așa este, după ce am văzut cum s-au aprins invitații noștri și la urma lor mi-a plăcut, pentru că înseamnă că îi preocupă, că altfel exact, stăteau liniștiți exact. Și calm, așa. Mi-ar plăcea să cred că am câștigat un om care vine de la București, deși mărturisesc în paranteză că nu-i
Nu văd cu ochi buni oamenii care vin să candideze din partea Bucureștiului pentru noi, dar mă gândesc pe de altă parte că fiind medic s-ar putea chiar să ne ajute și de-aia și-l întrebam în emisiune și totuși cum ați vedea că se poate ordona acest sistem în banca militar, iar la doamna Simona Bucura. Eu știu ce a făcut în perioada asta, aș fi vrut să o văd, dar n-am apucat timp să mai avem văd, să văd exact, să văd ce se va întâmpla în viitoarea legislatură politică. Vă mulțumesc. Iar eu abia aștept să pun din nou mâna pe dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult astăzi, doamnelor și domnilor, acesta a fost Subiect de Presă. Ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți, urmează Observatorul.